Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către Latura lister. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea, vizualizările, like-urile, distribuirile și comentariile sunt absolut total, total gratuite. Nu vă costă nimic să vă abonați acestui canal de YouTube. Bun, v-am promis în ultimul clip partea a doua a holului Dubai Collection. Am adus lângă mine parfumurile. Uh, e drept, azi de dimineață am ridicat un colet de la Easybox, dacă sunteți în grupul meu de Facebook Frag Family. Deja am uh, divulgat o parte din conținutul coletului, însă vom uh, vorbi și despre celelalte două parfumuri. Uh, cum ar veni, <gânt> avem un haul și oarecum primele impresii, deoarece exact cum v-am spus, trei dintre parfumuri, mai precis ultimele, um, sunt uh, azi de dimineață ridicate, da? deci nu am cum să vă spun uh, performanțe și așa mai departe. Bun, dar eu acum când filmez este joi și My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la Casa Haifa și este favoritul, favorit, supremul, nu concep să-mi lipsească acest parfum din viață, nu din colecție. Și vorbim aici despre nimeni altul decât Beirut. Da, Beirut ce vine în această sticluță și da. Eu mai necesit o sticluță, chiar dacă acest parfum vine în cantitate de 115 ml, pur și simplu până în momentul de față a fost adicția verii, dacă doriți, pentru mine, da? De fiecare dată după primul duș, ca să mă exprim așa, l-am pulverizat pe corp. Merge ca parfum de sine stătător, dar în N și N variante de layering. Ca aromă, eu v-am tot vorbit, v-am făcut și recenzia sa în acest video, însă, dacă nu ați văzut videoclipul și dacă habar nu aveți cum miroase acest Beirut, gândiți-vă la un layering între Devotion de la Dolce Gabbana și Lira. Da? pur și simplu exact așa miroase Beirut pentru mine. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și, din nou, pentru că avem 10 parfumuri, sper să reușesc câte 4 minute măcar pentru fiecare, ca să nu fie un clip foarte lung. Și voi începe cu 3 parfumuri dintr-o colecție acasei Raihan. În acest videoclip v-am vorbit despre unul din ele, iar acum vă vorbesc și despre celelalte trei. Primul se numește Pretty in Pink și vine în această cutiuță care da, era să-l scap, că de ce nu? Da? Nimic pompos, nimic fancy, nu tu casete, nu tu cutioace, însă, însă, Frumusețea este în interior. Da. Și de ce nu? Dar ne-am descurcat. Bun. Sticluța vine așa, și detaliul, detaliul acesta de pe spate este pur și simplu, nu știu. Îmi place maxim, da? Îmi place enorm, enorm. Ca de obicei, precum am procedat și la ultimul, la, la, ultimul, la primul, prima parte a holului, pe undeva pe aici veți avea notele inserate. Cei de la Dubai Collection, da, roș 25 pentru orice fel de comandă, atât valabil pe site-ul din România, dubaicollection.ro, cât și cele două site-uri ce livrează în afara României, spațiul UE, SUA, Elveția, Irlanda, detaliile ca de obicei, imbarat de detalii. Bun. Cei de la Dubai Collection ne spun că acest parfum este inspirat din Si de la Armani. Dar, pentru mine, acest parfum uh, face parte din categoria aceea de parfumuri duplicitare, în sensul că uh, miroase sexy și sugestiv dacă doriți, însă, într-un mod feciorelnic. da, deci fără nici cea mai mică exagerare, eu una personal fix așa îl percep. De la prima pulverizare este ceva, este un acord de note ce pe mine mă duce cu gândul către un trio compus din coacăze, ceva licii și o atingere fină de tot de ananas. Da? Nu știu de unde, mi-e pur și simplu fix treaba aceasta, îmi dă la nas. Se mai resimte pe măsură ce se dezvoltă o frezie. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că ador această notă în parfumuri. Se resimte foarte, foarte bine o frezie aici cu un trantafir în fundal. Nu este foarte prezent, însă eu îl detectez acolo și pur și simplu e un trandafir fix de această culoare, da? Un trandafir roz. Pentru mine, fix așa miroase. Dar, baza sau dry ul final al acestui parfum este plină de senzualitate. Vorbim aici despre un mosc vanilat dacă doriți, este genul acela de mosc pufos și dulce, preferatul meu, dar se resimtă foarte, foarte bine și o vanilie în dry down-ul final al acestui parfum. Și mai este un paciuli, aș spune eu, dar nu cel ce te poate duce în zona uh, ciocolatei, nici cel ce te poate duce în zona... Um, pământului, izului de pământ, de țărână, ci mai degrabă un paciuli luminos. Da? Nu știu, pur și simplu asta am lasă senzația. Dar exact cum v-am spus, este genul de parfum sexy și sugestiv într-un mod, nu pueril, feciorelnic, exact cum v-am spus de la bun început. Da? Poate fi um, cu siguranță genul de parfum semnătură, ca performanțe, dacă nu mă înșel, undeva la 6 ore, cu o proiecție frumoasă în primele două ore, are și siaj, își face simțită prezența, dar nu știu, genul acela de uh, parfum pentru o doamnă, dacă doriți, și nu spun asta în sensul peiorativ sau uh, nici să vă duc cu gândul către latura vintage, da? Nu are absolut nimic, nimic arăbesc în el. Următorul este cel mai hypeuit, da? are parte de un mega hype pe TikTok în special. Bineînțeles tot ca Sarai Han, dar de data aceasta vorbim despre Floriana sau inspirația lor pentru Gucci Bloom. Floriana, Floricica, vine în acest ambalaj și are o sticluță foarte, foarte frumoasă. De fapt, toate sticluțele din această gamă ă, sunt la fel ca formă, diferă culoarea. Și da, vedeți că este destul de abuzat acesta. Pe spate, la fel. Avem ă, același model de aici, doar că de data aceasta este embosat. Da? Bun! Floriana este o bombă florală. Mai, mai dăm unul. O bombă florală, dar Doamne, Dumnezeule. Cum să spun eu? O bombă florală totodată bine echilibrată, dacă are sens. La modul că nu este nimic care să țipe nimic ascuțit, nu este nimic în evidență, totul este pe, pe aceeași linie. Deschiderea este un Citric este o, mai degrabă este mai bine spus, este o deschidere citrică dulceagă, dacă are sens, e ca și cum ați avea um, citrice confiate. Da? Acolo mă duce cu gândul. Are și o fină atingere verde pe undeva prin fundal, însă um, regina acestui parfum este tuberoza. Și din nou, dacă mă cunoașteți de ceva timp știți că eu nu prea mă împac cu tuberoza. Însă tuberoza din acest parfum este o superbitate. da. Și din nou, o spun eu în calitate de uh, neprietenă a acestei note. Nu știu. Se apropie extrem, extrem de mult de originalul din care se inspiră de Gucci Bloom. Și, în general, da, pe ansamblu, um, Gucci Bloom oricum, ca parfum de sine stătător, da, vorbesc de original acum, este un parfum destul de cunoscut, destul de iubit de multe doamne și domnișoare, dar um, Floriana de la Raihan consider că este acel. Oh, este un parfum safe blind buy doar dacă iubiți tuberoza, iubiți florile albe și iubiți Gucci Bloom, da? Safe Blind Buy și, nu știu, din toată gama de damă de la Raihan, Floriana a fost cel mai complimentat parfum atunci când l-am purtat. Ca performanțe de data aceasta, Floriana a stat pe mine undeva la 7 ore cu o proiecție frumoasă în primele 3 ore. Are și siaj, este și magnet de complimente, și, în opinia mea, dacă sunteți acea doamnă sau domnișoară ce adoră floralele albe, ce adoră tuberoza în parfumuri, poate fi cu succes chiar și acel parfum semnătură. Ca să nu mai vorbim de raportul calitate-preț, aceste parfumuri de la Raihan vin în cantitate de 100 de. Da, îl țineam invers, ca de obicei! Vin în cantitate de 100 de mililitri și sunt undeva la 109 lei, dacă nu mă înșel, fără roș 25, ce va aduce un discount de 10%. Bun, uh, ultimul, dar nu cel din urmă, vorbim despre Aica și da, un ambalaj destul de asemănător cu uh, Floriana, doar că avem alte floricele cu alte culori. Din nou, vorbim aici despre un floral intens. Sticluța arată așa, cu același detaliu pe spate. Um, acest parfum aici este creație, cum se spune, adică este ADN original și Deschiderea este citrică fin, nu, fin florală, citric florală, da? Iar ce se resimte cel mai bine aici, adică eu în acel puțin asta resimt, uh, bujorul, da? Aica uh, este oarecum centrat, dacă doriți, pe nota de bujor. Uh, iubesc această notă și da, și el a fost abuzat destul de mult. Este fiind dulceag, dar nu este copleșitor. Este genul acela de parfum, din nou. L-aș încadra cu succes în categoria parfumuri semnătură dacă sunteți iubitoare ca mine a notei de bujor sau dacă nu, genul acela de parfum perfect pentru birou. Nu este ceva foarte complex, dar totodată este feminin și elegant. Da? Îmi pare a fi genul acela de parfum extrem, extrem de elegant. Nu știu de ce foarte, foarte fain. Ca performanțe, undeva la 6 ore, siaj are și siaj, iar ca proiecție undeva în jur de 2 ore. Dar din nou, pentru prețul plătit, plus că, din nou, nici acest parfum nu are uh, absolut nimic, nimic Middle Eastern, chiar dacă vine de la Casa Raihan, cum de altfel niciunul din aceste trei parfumuri, nu, niciunul nu veți găsi izul acela de Uh, parfum arabesc. Asta dacă nu sunteți iubitoare a acelui da. bun. Continuăm cu un parfum de la Otori by My Perfumes. Și vorbim aici despre red passion. Da, un parfum care din nou mi-a atras atenția. Ei pe site spun că este creație sau adn original. Eu le-am scris ieri pentru că, scuze, ieri am reintrat puțin în parfumuri, da, ca să le și caut, să le și scot pentru clipul de astăzi și momentul în care l am pulverizat din nou, deoarece de la prima pulverizare mie mi se părea cunoscut. Mi se părea cunoscut și da, eram atât de dă încât... Nu m-am legat nici de culoarea sticlei, culoarea ambalajului, și nici măcar de uh, fontul da? de, pe, de pe parfum și de pe ambalaj. Deoarece acest parfum, în opinia mea și pentru nasul meu, este inspirat din uh, Si pasione de la Armani. Da, este o inspirație. Da, este o inspirație pentru acel parfum. Um, se inspiră, da, pleacă din acel ADN și este pe undeva în jur de 70%-75% în zona lui Si Passione. Da, asta este strict opinia mea. Este floral, fructat. Uh, înclinând balanța către partea fructată, însă are un subton sexy. Este ceva uh, feminin, sexy, jucăuș în el, dacă doriți. Are cea mai suculentă deschidere de pară și grefruit. Da? Deci, de la prima pulverizare, pur și simplu te uh, izbește um, izul acela de. Da, deja am lasă gura apă de pară și de grefrit. Din nou, nu are absolut nimic, nimic middle eastern. Din nou, dacă sunteți iubitoare a lui Si Passione de la Armani, poate fi cu siguranță parfumul dumneavoastră semnătură. Nu este rigid, adică eu una cel puțin l-aș purta oriunde și oricând. Da? Nu consider că este um, extrem de sexy pentru zi sau extrem de sofisticat sau așa mai departe. Nu, e genul acela de parfum în orice sezon, în orice loc, oriunde și oricând. Da? Se resimt acele coacăze negre. Este și o adiere de trandafir pe undeva pe aici, însă nu mă deranjează, și ce resimt eu mult mai bine, de aceea spun că nu mă deranjează adierea de trandafir, este o iasomie cu subton lemnos. Eu întotdeauna mi-a plăcut nota de iasomie în parfumuri, însă în ultima perioadă, nu știu de ce, pur și simplu mă nebunește. Parcă pur și simplu o caut în orice parfum. Așadar, dacă sunteți la fel ca mine, din nou, măcar testați acest parfum pentru mine a fost un blind buy fericit. Și exact cum v-am spus, dacă sunteți în zona parfumurilor floral, fructate, fiind de tot sexy, din nou, safe blind buy. Următorul parfum, v-am vorbit despre... v-am vorbit. L-ați văzut pentru prima dată în acest clip, în videoul cu variante de layering pentru vară. Și vine de la Arabiat by My Perfumes. Și avem una bucată cal, că de mult nu v-am mai arătat vreun cal pe acest canal de YouTube. Aceasta este cutiuța în care vine și sticluța și lichidul în sine sunt wow. Da, lichidul este închis, închis, închis la culoare, după cum puteți vedea și nu pătează. Da, l-am aplicat Bine, eu oricum aplic parfumurile atât pe piele cât și pe haine, însă am făcut proba pe un tricou de casă de culoare albă și nu pătează. Și acest parfum este, nu știu, um, l-am cumpărat din curiozitate. da, Foarte, foarte, da și poftiți, așa atomizor și nici 100 de lei nu costă parfumul. Doamne Dumnezeule, <laughs> vorbim de data aceasta de un parfum unisex, aș spune eu, cu precizarea că dacă sunteți domni, ca să vă placă Alfaris, ca să fie un safe blind buy, ca să fie acel blind fericit, trebuie să vă placă nota de Iasomie. Da? Pentru că acest parfum este um, o inspirație dintr-un layering, dacă doriți, dintre Alien de la Terry Mugler și Invictus de la Paco Rabanne. Dar, pentru mine și pentru gusturile mele, acest parfum de sine stătător este ceva ce mă poate duce cu gândul către un flanker de alien, dacă doriți, pentru că eu resimt foarte, foarte bine acel ADN, cu toate că dacă ar fi să descompun puțin parfumul și să vă spun procentele, nu prea aș putea, deoarece în mintea mea, atunci când adulmec, atunci când miros acest parfum, treaba se împarte fix în două, da? este totul la egalitate: 50% alien, 50% invictus. Balanța mea, cel puțin percepția mea, nu înclină mai mult către niciunul din cele două. Avem un alien acvatic, dacă doriți, cu subton de bubblegum, este fin exotic, este fin lemnos totodată și fresh, dar dulce în același timp. Din nou, nu știu, este, a fost una din cele mai mari surprize, uh, contrar. Prețului plătit undeva la 85-90 de lei, dacă nu mă înșel, din nou, fără roș 25, um, a fost o mega surpriză pentru mine. Eu ador să fac layering, ador să combin parfumuri între ele, însă, sincer, sincer, vă spun că niciodată nu mi-ar fi dat prin cap să combin Elien cu Invictus. Dar este fabulos și, nu știu, poate pentru un domn ar putea fi cu succes din nou. Paranteză, dacă iubiți nota de iasomie. Um, ar putea fi cu succes acel parfum oarecum de zi cu zi, dar nici de cum pentru ținute sport, aș spune eu. Însă, pentru mine ar putea fi parfum de zi cu zi doar pentru vreme rece. Uh, pentru vremea caldă l-aș încadra mai degrabă către un parfum de seară, dacă doriți dar foarte, foarte fain, merită, în opinia mea, măcar, măcar să-l testați. Următorul parfum vine tot de la Arabiat și se numește Al Ihra, dacă zic eu bine, Al Ihra, Al Igra. Aceasta este cutiuța în care vine el și sticluța este fabuloasă. Bine, acum dacă vă place Vă plac sticluțele haurii. Aceasta este sticla foarte, foarte faină uh, pentru mine. Eu inițial, când am văzut sticluța pe site, am trăit cu senzația că treaba aceasta aurie de aici este ceva metal, da? Dar nu. Este un uh, sticker, dacă doriți. Dar, în realitate, nu știu cât de bine va surprinde camera, în realitate nu e ceva ce, nu știu, care să-ți lase ideea de ieftin sau așa mai departe. Bun. Vorbim aici, din nou, despre un parfum de tip creație sau ADN original și, da, același atomizor. Și acest parfum este pentru mine, din nou, unul ce l-aș clasa în categoria gurmande de vară, dacă are sens, dar când spun gurmand, doamne, când spun gurmand de vară, um, nu știu, acesta aligra, de exemplu, nu aș putea să-l port pe caniculă ziua în amiaza mare, așa cum aș putea purta Beirut. Beirut are și partea aceea, fiind de tot citrică, ușor răcoritoare, pe când aligra, Doamne Dumnezeule, Abundă de fructe roșii trase în caramel și este și izul acela de mosc pufos, dulce, ce mă duce cu gândul către o mare vată de zahăr. Și da, mă vedeți foarte bine, pur și simplu inspir aerul din cameră. Aligra este genul de parfum bombă. Da? Deci eu una personal am rămas plăcut impresionată de performanțele sale. Încă de la prima pulverizare, um, e drept, l-am de două săptămâni, dacă nu mă înșel, s-a așezat, da, de s-a așezat clar, um, dar din nou, stă foarte, foarte bine la capitolul siaj și performanță, da, siaj și proiecție, foarte, foarte bine. Și din nou, vorbim aici despre un parfum în care eu resimt foarte, foarte bine o iasomie. Este de data aceasta din nou o iasomie cu subton lemnos. E ceva ce mă duce cu gândul la izul acela lemnos, un acord lemnos dacă doriți. Iar undeva în fundalul acestei iasomii stă un trandafir alb de data aceasta. Nu mă întrebați de unde și până unde, dar izul acesta, aroma aceasta în sine, nu mă duce cu gândul decât la un trandafir alb. Nu roșu, nu nobil, nu de dulceață, nu roz, nu nimic, da? Nu galben. Unul alb. Da, dar v-am spus, dacă sunteți în zona parfumurilor dulci, da? Pentru că este o bombiță dulce, dacă vă plac parfumurile dulci gurmande, exact cum v-am spus, gândiți-vă la fructe roșii trase în caramel, gândiți-vă la vată de zahăr, gândiți-vă la ceva vanilie, dar totodată și această atingere florală dată de iasomie și o adiere de trandafir, atunci categoric safe blind buy. Ca o paralelă, momentan, nu știu, nu îl pot asocia cu absolut nimic din tot ceea ce am sau am testat până în momentul de față. Nu mă duce cu gândul către nimic, dar către nimic altceva. Dar, din nou, este un parfum fără factor middle eastern, da, fără is middle eastern. Factorul middle eastern de aici este complet inexistent. Nu miroase a parfum arabesc. Bun. Beau puțină apă deoarece urmează să vă prezint o adicție. Da? Pur și simplu mă simt obsedată, obsedată de acest parfum. Nu l-am testat, a fost blind, direct, full size. În afară de prezentare, care este top, da, pur și simplu top. Hai să nu vă mai țin pe jar. Vorbim despre un parfum de la French Avenue, de data aceasta, sub diviziunea brandului Fragrance World, și anume miraj exclusiv. Acesta este cutiocul în care vine el pentru că, pentru că credeți-mă că este un cutioc. Da, este un cutioc. Și țineți-vă bine. Cum să țin? Hai să țin așa. Aceasta este prezentarea. Deci aceasta este prezentarea și este un parfum de lister. și costă 200 și ceva de lei. Și aceasta este sticla. Pentru mine este, cum ar spune românul, Orc of Art, din toate punctele de vedere. Da? O superbitate, o superbitate și nu știu de ce tind să cred că Va fi oarecum, cu toate că eu v-am mai spus, mă oferez de termenul parfum-semnătură. Pentru că parfum-semnătură îl poți folosi atunci când ai decât un singur parfum. Da? Și când folosești un singur parfum. Dar, ca să fac un mic joc de cuvinte, cred că ar putea fi parfumul meu-semnătură în vremea mai rece. Vorbim aici despre o inspirație de data aceasta. Be Witching Jasmine, yes, Jasmine, mai degrabă, de la Penhaligons și. Doamne Dumnezeul, Doamne Dumnezeul, Nu există, nu am mirosit ceva mai sofisticat, ceva mai misterios și ceva mai senzual decât acest parfum în ultimele 5 luni. Da? Fără nici cea mai mică exagerare. Doamne Dumnezeule! Nu este genul de parfum um, pentru oricine și nu spun asta în sensul să iau un râs pe cineva sau să fac pe cineva să se simtă prost. Spun treaba aceasta în sensul că miraj exclusiv de la French Avenue e genul acela de aromă de nișă, dacă doriți. Da? Nu cunosc originalul din care se inspiră momentan. Însă, vorbind strict despre acest parfum, miroase, anișă. Este un ambrat floral, floral ambrat, da? Pe undeva pe acolo l-aș cataloga. Este cu și despre vanilie, cafea, iasomie, cardamom, tămâie și acorduri de ud. Și când spun acorduri de ud, nu este absolut nimic, nimic animalic aici. Nimic animalic. Și da, mă vedeți un pic transformată, deoarece e genul de parfum care mie îmi face foarte multe filme. E genul de aromă care pur și simplu Fix acolo te, te duce, da? Dacă ar fi să mă leg de numele originalului din care se inspiră acesta, pur și simplu te face să vizualizezi o vrăjitoare tânără, extrem, extrem de frumoasă, de o frumusețe extraterestră, dacă doriți, extrem de senzuală totodată, care pur și simplu își începe un ritual, da? un ritual în care folosește tămâie, vanilie. Um. Dar, în momentul în care începe acest ritual, încă mai are jumătate din cana de cafea, însă nu este este cafeaua aceea neagră, neîndulcită, fără lapte, dar peste care ai presărat pudră de cardamom, da? Se simte cafeaua aici, însă nu este, exact cum v-am spus, nu este ceva in your face. Dacă ar fi să culeg o singură notă, ce o resimt eu cel mai bine de aici, ar fi vanilia, în primul rând. Însă nu este o vanilie oarecare, sub nicio formă nu. Are și, deci v-am spus, își face un ritual um, în care folosește vanilie, tămâie, își soarbe ultimele înghițituri din cana de cafea condimentată cu pudră, cu praf de cardamom și undeva pe fundal are, cu toate că parfumul nu are, dar să ne punem un pic imaginația la, uh, la treabă, are uh, câteva um, bucățele de ud, dacă doriți. Da? Se resimte udul de aici, însă nu este, exact cum v-am spus, mă repet din nou, nu este nimic animalic. Este ud probabil cu... Ceva paciulii din acela um, ce te duce cu gândul către o ciocolată, deoarece resimt și un subton, o adiere fină de tot de ciocolată neagră undeva în fundal, dar din nou, nu este genul. Adică eu nu aș putea recomanda niciodată miraj exclusiv de la French Avenue blind, full size, nu, decât dacă sunteți iubitoare ale aromelor mai altfel pentru că acesta cu siguranță este un alt fel de parfum, da. Este altceva. Este nu știu, nu știu, pentru mine a fost dragoste de la primul nas, a și performanțele. Performanțele sale sunt de pe altă planetă. Siajul este foarte acolo, e genul de parfum cu trenă lungă, cum ar spune Otilia, de la cuferul cu parfum proiecția undeva la 3 ore, 3 ore și jumătate, iar pe pielea mea se resimte și după duș. Da? Este bombă nucleară. Însă, din nou, dacă ar fi să-l port acum pe vreme mai caldă, l-aș purta, nu știu, undeva la un eveniment seara, da? Ceva pe acolo. Nu de zi cu zi. Cu siguranță. Însă la cât eu sunt, la cât eu sunt, la cât sunt eu de nebună și de fiartă pe genul acesta de arome, pe vreme rece, cred că voi întinde mâna cam zilnic către el. Mergem mai departe cu un parfum la fel. L-ați văzut în clipul cu variante de layering și e genul acela de sticlă care, din păcate, nu mai poate fi expusă pe YouTube. Și vedem cum o să facem, dar și ambalajul. Haideți că vi-l arăt invers. Vorbim aici despre Midori de la Fragrance World. Zic bine? Da, zic bine care vine în această cutie și da, vă arăt spatele cutiei, deoarece fața este vă spune direct că se inspiră dintr-un parfum al casei PDM și anume Greenley, dacă zic eu bine. Și acum dăm capacul jos și din nou vi-l arăt cu spatele. Da. Acesta este dentul în condițiile în care el tot așa. Doamne, Dumnezeule. Are undeva pe la 2 3 Săptămâni pe undeva pe acolo de când îl am, însă, însă, pentru mine este total, total unisex. Doamne Dumnezeule, deci e, nu știu, îl ador, da, deci pur și simplu ador. Hai să-l țin așa, că parcă nu, eh, îl ținem așa. Este citricul aromatic, perfect, perfect unisex. Cu o deschidere, cum să spun eu, în deschidere, preț de 5 minute, eu resim și ceva frunze de mentă. Nu mă întrebați de unde, da? Pentru mine și pentru simțurile mele sunt undeva pe acolo, niște frunze de mentă. Și spun perfect, perfect unisex, deoarece miroase incredibil pe soțul meu, dar miroase la fel de bine pe mine. Da? Îl port, l-am purtat atât ca parfum de sine stătător cât și în N, și N variante de layering. Nu este genul acela de aromă complicată, multifacetată, polarizantă sau așa mai departe, însă pe cât de uh, liniar este, uh, pe atât de frumos mi se pare mie. da. Este fiind de tot efervescent și pe măsură ce se dezvoltă, își face apariția uh, o aromă, puteți simți o aromă, ca să mă exprim așa, ce vă duce cu gândul către un măr verde, rece, proaspăt scos din frigider și foarte, foarte zemos și suculent. Da? V-am mai spus eu într-un alt videoclip din nou, nu știu ce am avut în această vară cu parfumurile cu notă de măr. Deci nu știu, că nu prea până acum, nu prea am fost eu în zona asta, dar aia e. Am mai crescut și eu, am mai îmbătrânit mai pe românește, simțul olfactiv se modifică, se dezvoltă, cu cât testați mai multe parfumuri, cu atât veți putea uh, culege, ca să mă exprim așa, alte și alte note și acorduri. Bun. Din nou, am făcut o mare paranteză. Moscul de aici este și un mosc. Este genul acela de mosc, nu preferatul meu, acela cu fost dulce și așa mai departe. Ci mai degrabă este un mosc ce mă duce cu gândul către rufe proaspăt spălate, moscul acela cu iz de curat, dacă doriți, moscul acela alb din toate punctele de vedere. Este ca și cum, cum să spun eu, te-ai trezit dimineața, ți-ai făcut un duș, ai pus pe tine un halat alb, ai mers la frigider, ai scos un măr rece, verde, și a început să-l mănânci, da? Și pur și simplu se îmbină toate, toate aceste arome. Aroma halatului tău alb proaspăt spălat, da? În speță, moscul cu mărul acela și da, din nou am senzația de apă în gură, mărul acela, mărul acela mare, verde și zemos. Foarte, foarte fain, foarte fain. Uh, din nou, un uh, safe blind buy, dacă sunteți în această zonă de parfumuri um, citrice, aromatice, da, cu subtonul acela, cu moscul acela alb curat, foarte, foarte fain, foarte fain, bun și ha da, Dumnezeu să mă mișc repede și am ajuns la ultimele trei sau mai precis acele parfumuri ce uh, mi-au ajuns fix de dimineață, da? Hai să începem cu acesta. Vine de la Arabiat Prestige. Toate trei sunt din nou noi pe site, pe site-uri. Le puteți găsi și pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și, nu în ultimul rând, arabianscent.net. Și vorbim despre Nila, ca să nu vă mai fierb, ce vine într-o prezentare de zile mari. Da? Foarte, foarte fain, eu când am uh, uh, primit coletul, când l-am ridicat de la Easybox, când l-am deschis, bineînțeles că aveam tendința asta, da, să scot capacul. Ei bine, Nila se deschide așa, <laughs> deci uh, face parte din uh, categoria acelor parfumuri la care eu am nevoie de instrucțiuni, da, manual, cum să-l deschidem. Super, super faină prezentare, din nou, bombă! În opinia mea, dacă doriți să faceți un cadou, este bombă. Aveți aici arabiat prestigi și uh, notele acestui parfum și sticla. Știu, pentru multă lume o să pară chici, mai ales pentru acele persoane. Și se pare că am băgat-o foarte, foarte bine, că nu mai pot să o scot. Mai ales pentru acele persoane ce uh, nu sunt în zona auriului, deoarece sticla este pălux. Hai că reflectă tot. Da? Aceasta este sticla. Uh, pe mine, una personal, și da, din păcate, e genul acela de sticlă magnet de amprente. Pe mine, una personal mă duce cu gândul către sticluțele acelea cu poțiuni magice. Da? Nu știu. Imaginația mea așa îmi spune de când am văzut sticluța. Și îl pulverizez din nou și din nou vă spun ceea ce resimt eu pur și simplu pentru o primă impresie. Da? Deoarece nu le-am purtat. Nu. O să revin oricum cu toate. Da, și acesta este atomizorul. Doamne Dumnezeule! Doamne! Doamne Dumnezeule! Nu are absolut nimic, nimic Middle Eastern, dar este o capodoperă. Da? Acesta cred că va merge cu mine în concediu, pentru că este un pahar mare de cocktail non-alcoolic din pulpă de piersică, da? pulpa aceea cărnoasă, zemoasă, delicioasă, de piersică, cu nucă de cocos, pe care pur și simplu tu îl servești ca doamnă sau ca domnișoare, deoarece în opinia mea înclină foarte mult 85-90% către latura feminină, Cocktailul acesta din pulpă de piersică cu nucă de cocos Gândește-te că tu îl servești purtând undeva aici um, o floare de tiare. Da? Are un ceva, are acel ceva exotic în el. Însă, um, nu este, cum să spun eu, nu înclină foarte mult în latura exotică. Nu are izul acela perfect de vară și atât. Nu, cu siguranță nu. Este undeva acolo, totuși, acel fiind de tot iz exotic. Este genul de parfum feminin senzual, um, nu știu, fiind vară, l-aș purta seara, cu siguranță, deoarece este extrem, extrem de puternic. Și da, din nou vă repet, dimineața am primit coletul. Este dulce, cremos, dar în același timp are și ceva fiind de tot răcoritor în el. Nu este ceva copleșitor. Nu este ceva care să te deranjeze, să-ți dea migrene sau să deranjeze pe cei din jur? Nu, cu siguranță nu. Iar după profilul său olfactiv, după ceea ce pot detecta eu da, pentru primele impresii, l-aș încadra în categoria parfumurilor magnet de complimente, în special pentru sexul opus. E genul acela de aromă, dacă doriți, care înnebunește bărbații, da? Nu știu de ce. Nu știu de ce, e ceva în acest parfum ce mă face să-l încadrez în această zonă. Dar e... Și din nou, îmi întărește ceea ce mi-am imaginat eu în legătură cu sticluța, în sensul de sticlă cu poțiune magică. Da, dacă vrei să se duci iremediabil, irevocabil pe cineva, poartă nila și... Dacă ești în pragul despărțirii sau în pragul divorțului, dar tu nu vrei să te desparți de soț sau de iubit, poartă nila și vă împăcați. <laughs> da, trebuia să mai fac un pic de caterincă că n-am mai făcut de mult. Următorul parfum este mai precis un extract de parfum. Vine în cantitate de 80 de ml. Și să vedem cum facem, că din nou e genul de sticlă ce nu poate fi. da? O să vă arăt cu spatele, cutia. Da? Vorbim aici despre Glorious Wood Royal Blank de la uh, French Avenue, da? din nou subdiviziunea casei Fragrance World, inspirat de nimeni altul decât Inisio Mask Therapy. Știți că eu am deja Ivory Mask și mai am un pic și îl termin, însă, dacă iubiți Ivory Mask, o să vi le inserez pe undeva pe aici, alegeți acest parfum. Și da, vi l cu spatele, da? Alegeți extractul Glorious, Glorious Wood Royal Blanc, da? Alegeți acest parfum. Uh, din nou vă repet faptul că fix de dimineață l-am ridicat de la Easy Însă este bombă, da? Este bombă așa nemacerat, neașezat cum este el. Doamne Dumnezeule! Gândiți-vă la un uh, intro ivory mask la puterea N, da? Pur și simplu așa miroase acest parfum tot ceea ce înseamnă intro ivory mask este amplificat în acest extract de parfum. Ai coacăze, ai bergamotă, ai citricele acelea îndulcite dacă vreți, pentru că nu este pentru mine cel puțin și pentru simțurile mele, nu este citricul acela astringent, da? Este un citric fiind de tot dulceag. Și ai din nou cel mai cremos santal. Din nou, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că sunt fiartă. Sunt fiartă pe santalul cremos și pe moscul pufos și dulce. Ei bine, baza acestui parfum, fix din aceste două note, este formată. Mosc pufos și dulce la puterea N și santal cremos. Este total, total unisex. Acesta cu siguranță va merge cu mine în concediu. Poate fi purtat oriunde și oricând. Nu adică pentru mine nu este genul acela de parfum rigid care să-ți impună, nu știu, o anume ocazie sau o anume ținută, da? Sub nicio formă nu. Doamne Dumnezeule! Dar din nou, dacă iubiți uh, moscul pufos, dulceag, uh, fiind fructat și santalul cremos, safe, blind, buy. Safe, fără nicio... și gândiți-vă că este extract. Da? Deci este extract. Și minutul 47 am vorbit mult și avem bomba supremă la final. Um, mă voi întoarce din concediu oricum. Și acest parfum va merge cu mine și vorbim despre Hipnotic Vanilla de la Arabiat, ce vine într-o prezentare de, din nou, eu am avut nevoie de instrucțiuni, pentru că în capul meu tot trăgeam pe aici, da? Ei bine, ea se deschide așe. Deci e atât de mare încât nici nu intră în cadru, da? Asta este prezentarea parfumului. Deci asta este prezentarea parfumului. Parfumul acesta a fost mega așteptat de mine, deoarece este o inspirație pentru nimeni altul decât Divine de la Jean-Paul Gaultier. Și da, dar vom face paralela. Bine, nu știu cam ce paralel ar mai fi cazul să facem, pentru că, din nou mă repet, dimineață l-am luat, da? Uitați ce atomizor. Nu, deci nu ai cum. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu se poate. Um, dacă iubiți Divine de la Jean Paul Gaultier. Mergeți, nu e stradă, da, da, înțelegeți, mergeți pe varianta Arabiat Prestige Hypnotic Vanilla. 100 de mililitri, 250 de lei, da? În opinia mea este un deal mega bun, deoarece 100 de mililitri din Divine au fost undeva la 400 și ceva de lei, asta pe uh, site-urile de discounter, dacă doriți, da? Momentan, de la prima pulverizare, um, eu am spus am spus și pe grupul meu de Facebook, am făcut postare dimineața, o să vă inserez pe undeva pe aici, uh, de la prima pulverizare, pentru mine a fost 95% Divine. Deci am spus 95% deoarece nici nu a avut timp să se așeze. Din nou, mă repet, dimineață l-am deschis, da? Nici nu a avut timp să se așeze nici absolut nimic și prefer să păstrez acea rezervă de 5%. Dacă ar fi fix la modul în care miroase în acest moment, aș spune faptul că este dupe perfect. Da? Și îmi asum ceea ce spun. Eu, nasul meu, Percepția mea, simțurile mele, asta, așa, așa îl pot cataloga, da, este o din 10 pentru mine, Divine, nu este sticla mea, este sticla mamei, deoarece eu chiar dacă sunt fan Jean Paul Gaultier, sticla aceasta de Divine cu scuzele de rigoare, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură sau dacă vă place enorm, mie mi se pare cea mai hidoasă sticlă, da, cu toate că sunt iubitoare, a brandului Jean-Paul Gaultier Da? Și am multe busturi. Dar asta mi se pare hidoasă. Asta sunt. Uh, bun. Îmi um, place Divine, însă. Hipnotic Vanilla are, cum să spun eu, are partea aceea gurmandă, ușor mai amplificată, dacă doriți, față de uh, Divine. Și uh, treaba aceea, uh, partea florală este fiind de tot mai diminuată. Ceea ce pe mine una nu face decât să mă bucure. Da, pentru mine, arabiat Prestige hipnotic vanila, este alegerea perfectă și din nou, din prima e genul de parfum dragoste de la primul nas uh, și din nou. Nu îmi va lipsi niciodată, de fiecare dată când voi termina câte o sticlă, de fiecare dată mi-o voi aduce din nou și din nou în viață, da? Ca să nu vă mai spun că sticla este extrem de grea, deci este extrem de grea Capacul acesta la fel, dacă l-ai scăpat pe degetul mic de la picior, ești pa Nu știu, top, top, pentru mine a fost, cred că... Cea mai mare surpriză, fără nici cea mai mică exagerare, da? Surpriza verii 2024, în momentul de față, pentru mine este acest parfum. Iubesc inspirațiile, deoarece sunt cu un twist, da? Cu o atingere personală, însă acest hipnotic vanila jur, nu. Mă gândeam că va fi bun, deoarece din aceeași gamă am testat și inspirația pentru By the Fireplace de la Maison Margiela. O să vă inserez poza pe undeva pe aici și parfumul acela este... Nici nu mă gândesc ca în toamnă să nu-l am. Da? Deci nici nu mă gândesc. Merită 250 de lei cu ochi închiși. Dacă iubești Divine de la Jean Paul Gaultier, ia-l iar pe ăsta și de diferența aia de 200 de lei îți iei o rochie sau mergi o zi la piscină. Bine, nu te costă 200 de lei, dar înțelegeți voi. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Să rămână mult dacă ați rămas cu mine până la final. Dacă v-am făcut poftă de ceva din ceea ce ați văzut, din nou și din nou, nu uitați faptul că, virgulă, Codul Roș 25 va aduce un discount de 10% la absolut orice achiziție de pe cele trei site-uri uh, dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și arabianscent.net. Detalii în bara de descrieri, linkuri pentru toate în bara de descrieri. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii orice parfum sau ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip? Sau dacă aveți ceva din cele despre care v-am vorbit astăzi, hai să împărtășim uh, experiențe și păreri și opinii în secțiunea comentarii. Um, voi veți vedea acest videoclip mâine, adică vineri, sau astăzi, nu știu, vedem? Pentru că mâine seară voi pleca din țară o săptămână și jumătate, două săptămâni, oricum o să vă anunț, nu știu, ori pe grupul meu de Facebook, ori o să fac vreun short pe YouTube, dar în principiu o săptămână jumate sau două săptămâni, pe undeva pe acolo, voi fi în concediu. Așadar, nu voi mai posta nimic, însă mă întorc cu forțe proaspete. Să rămână mult pentru vizionare, să rămână mult când sunteți aproape. Și până data viitoare, vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez din suflet, vă doresc, nu știu, concediu plăcut, dacă și voi veți face pași, cum spun eu, distracție plăcută, multă, multă sănătate și neapărat zile pline cu parfum. Cât mai parfumate! V-am pupat! Zvonina,